În urma condamnărilor penale din 2007, când la Giurgiu a fost fraudat examenul, Inspectoratul pentru Situații de Urgență al județului Giurgiu a rămas cu un deficit de personal de 25-30%. S-a organizat concurs pentru ocuparea posturilor vacante, dar din sursă internă. Însă nu toate locurile au fost ocupate, motiv pentru care s-a solicitat organizarea unui alt concurs, de data aceasta din sursă externă. S-au aprobat în prima fază încadrare din sursă, organizarea de examen pentru încadrare din sursă externă, din rândul militarilor în rezervă, care aveau calificări necesare. Din nefericire, nu am putut încadra decât o mică parte din posturile scoase la concurs, în jur de 27, dacă nu mă așa, rămânând un număr de posturi care au rămas neocupate. S-a făcut demersul din nou către conducerea Ministerului și prin nota raport întocmită de Inspectoratul General și aprobată de domnul vicepremier Gabriel Oprea, s-a aprobat scoaterea acestor locuri la concurs din sursă externă, fără a mai fi nevoie de experiență anterioară în domeniul militar. Cele 48 de posturi scoase la concurs sunt pentru toate unitățile de pompieri din județul Giurgiu, 18 dintre acestea fiind pentru conducător auto. S-au scos un număr de 48 de posturi de suboficieri la concurs, cu recrutare din sursă externă, 18 posturi de conducător auto și 30 de suboficieri operativ principal. Repartiția acestora este următoarea. În cadrul detașamentului de pompieri Giurgiu, garda numărul 1 de intervenție Giurgiu, 10 posturi de suboficier operativ principal și 5 de conducători auto-autospeciale. Tot în cadrul detașamentului de pompieri Giurgiu, echipajul autospeciale de primă cercetare și evaluare CBRN, un post de conducător auto. Și la garda numărul 2 de intervenție Colibaș, 4 posturi de suboficier operativ principal. În cadrul detașamentului de pompieri Bolintin Deal, garda numărul 1 de intervenție Bolintin Deal, 7 posturi de suboficier operativ principal și 6 de conducător auto. În cadrul gărzii numărul 2 de intervenție Mihăile, 6 posturi de suboficier operativ principal și 3 de conducător auto-autospeciale. Și în cadrul gărzii numărul 3 de intervenție Roata de Jos, 3 posturi de suboficier operativ principal și 3 de conducător auto. Pe lângă faptul că la acest concurs se pot înscrie și cei care nu au studii militare sau care nu au mai lucrat în structurile MEAI, o altă noutate este aceea că s-a impus limită de vârstă, în sensul că își pot depune dosarul doar cei cu vârste între 18 și 27 de ani. Pentru a nu fi discuții legate de discriminare, există și un document de la Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării care încuviințează această limitare a vârstei. Care sunt condițiile de înscriere la concurs și care este data limită până la care se pot depune dosarele, puteți afla imediat după jurnal în cadrul unei ediții speciale.